Bună seara! Salutare tuturor! Văd că sunteți într-un număr cât de mare, sau mă rog, ce în ce mai mare. Sigur, astăzi aflăm la ultima extragere din această campanie, calendarul de Crăciun, și sigur că sunt curios și eu să văd încă 1000 de utilizatori norocoși care vor intra în posesia premiilor, bonusurilor oferite de Betano. Știți foarte bine că avem, din motive de GDPR nu putem să scriem numele, așa că fiecare dintre voi vă rugăm frumos să vă uitați la acel cod unic pe care l-aveți, pe care l-ați primit și să urmăriți împreună cu noi. Colega mea mă ajută să introducem premiile, să știți că o să dureze, sunt iarăși peste 2,5 milioane de tichete la această tombolă, așa că va dura puțin. Aștept comentariile voastre să discutăm despre ce se mai întâmplă în sport și nu numai. Întrebări dacă aveți, o să avem timp să citim. Așa cum am spus, o să dureze puțin introducerea acestor tichete, apoi a premiilor. Vreau să vă asigur de toată transparența încă o dată. Această extragere este asistată de o doamnă notar, tocmai pentru a ne asigura că toată extragerea are de plină credibilitate, cât și transparență. În primul rând, succes tuturor! Se încarcă lista cu participanți. Aștept din partea voastră, așa cum vă spuneam, întrebări, dar să nu fiți dezamăgiți. De ce? Pentru că pe Betano jocul continuă și să știți că în 2022, toată luna ianuarie, pregătim o nouă campanie, se numește Calendarul începutului de an. Așa că veți avea încă o sumedie de șanse acolo. Vreau să știți că promovăm un joc responsabil, echilibrat, deci din punctul ăsta de vedere să știți că este sigur răspunderea dumneavoastră. Noi încercăm de fiecare dată să vă atenționăm, să vă spunem că jocul trebuie să fie cât se poate, sau distracția pe platformă trebuie să fie cât se poate de responsabilă. Hai să vedem dacă avem și întrebări. Așa cum spuneam, o să dureze puțin. Ce puteam să vă mai spun este că, la apropo, la calendarul de, notați mai să nu uit, la calendarul începutului de an, marele premiu este în felul următor. 100 de jucători, 100 de câștigători, adică 100 dintre voi, vor putea juca până la finalul anului gratis. Mi se pare wow să poți să joci până la finalul anului gratis. Deci țineți minte, campania începe din ianuarie, ține toată luna ianuarie. Printre sumedenia de premiu de gadgeturi, iPhone 13, laptopuri și așa mai departe, vor fi 100 dintre voi, 100 de norocoși, care vor putea să joace pe platformă gratis până la finalul anului. Ești acasă, măi Cipri? Da, sunt acasă, sunt acasă la munte, sunt la Predeal. Se încarcă, vreau un hanorac cu Betano. Măi, o să iau aminte să văd cum putem face să și unde vei putea găsi un hanorac cu Betano. Sunt chiar mișto, astea portocalii, chiar dacă ești să spun așa, non-conformist, pentru că totuși să porți portocaliu nu e așa pentru oricine, ți-ar sta cu siguranță bine. Hai să vedem ce întrebări mai aveți voi pentru mine. Apropo, se anunță o vară a transferurilor. Oare pleacă Mbappé de la PSG, unde în altă parte decât la Real Madrid? Asta e întrebarea. Să vedem și planul pe un campionat, dacă pleacă Florinel Coman, Tănase, și am văzut că și Stanciu părăsește pe Slavia Praga, să vedem încotro apucă și el. E o pauză, să vedem. Cea mai mare întrebare se pune, să vedem cine va fi selecționerul României. Chiar aș fi curios să văd opiniile voastre în comentarii, sunt curios să vedem cine considerați că va fi selecționerul României sau cine ar merita. E mult spus ar merita. Am văzut că cei care ar fi meritat cu adevărat au spus pas de această dată echipei naționale. Consider într-adevăr că a fost și o chestiune de marketing aici, a federației.
Se știa că mulți dintre ei nu pot veni la echipa națională. Ghiță, văd că spune Mutu. Da, se pare că Mutu are cele mai mari șanse și eu spuneam că sper ca el să fie. De ce? Făcând o paranteză, pe lângă toate pasele de gol pe care mi le-a dat la echipa națională, știu ceea ce însemna tricoul primei reprezentative pentru Adrian Mutu și cred că acest lucru compensează puțin CV-ul pe care îl are și ar putea să le transmită jucătorilor sincer din ceea ce a trăit el și ceea ce a simțit la echipa națională. Așa că să vedem. Sau Edi Iordănescu, care are mai multă experiență ca și antrenor, dar totuși n-a avut continuitate la nicio echipă. Să vedem. Mircea Lucescu ar fi vis. Păi da, cu siguranță Mircea Lucescu ar fi vis, dar l-am văzut pe Mircea la televizor chiar de curând spunând că exclus atât pentru el cât și pentru Răzvan Lucescu să mai vină la echipa națională. Mai bun ar fi Regencamp, spune cineva. Păi da, cu toate că vedem și noi problemele pe care le are la Craiova, nu e în cea mai fericită situație, atât la Craiova cât și pe plan personal. E greu acum. Ciprian specifică cum jucăm. Veți vedea, intră pe site sau pe aplicația Betano, vei avea și în social media toate detaliile despre noul mecanism al campaniei care urmează. Vreau să știi că, apropo, câștigătorii veți avea la final linkul, acolo unde veți putea urmări și verifica oricând codul unic dacă se află printre cele câștigătoare. Auraj, ce cât mai bun aș fi eu. Nu, eu sunt departe de a fi antrenor, nu-mi place meseria asta. Cred că trebuie să ai niște abilități pe care nu le regăsesc la mine. Și anume trebuie să fii maleabil, să știi să te pliezi așa pe mai multe caractere și știți foarte bine că acolo vorbim de un minim de 24 de jucători, plus staff și toată lumea trebuie să fie fericită, să creezi un grup puternic. Greu pentru mine. Mie îmi place să spun lucrurilor pe nume, nu pot să mint și acolo știi cum e. Trebuie să-i spui jucătorului, chiar dacă nu crezi în el, că e foarte bun, că o să joace, că o să-i vină rândul. Mă rog, e o meserie și asta eu cred că nu e simplă și, repet, mie în unul nu cred că mi se potrivește. Hai să văd. Când ajung prima dată în premiile de data trecută, Betano? Să știi că o mare parte dintre premii, cele în aplicație, au intrat deja. Bonusurile cash mă refer. Celelalte sunt trimise și am luat contact. Echipa Betano a luat contact cu curierul și vor fi puse, dacă nu deja, s-au expediat. O să mă interesez, chiar o să vă scriem și o să rog pe cei de la Betano să scrie în comentarii dacă e cineva vreun premiu care încă mai e pe drum sau încă nu s-a trimis. Însă eu consider, sau din câte știu, este că toate premiile s-au trimis deja. Hagi sau Neamircea, ne spune Daniel. Băi, Hagi are treabă la far, deocamdată, nu știu, nu mai gândesc dacă lasă mai la echipa națională. Glumesc cu ghilimele de rigoale, însă e foarte implicat la Faro și nu cred că... De fapt, am văzut ceea ce și spus, zic că Hagi, că nu e cazul să meargă astăzi la echipa națională. Hai să mai vorbim puțin despre premiile din această seară pe care le vom oferi. Să nu uităm 1000. De la 1 la 3 vor primi un laptop Apple MacBook Pro. Apoi, sigur, sunt telefoanele mobile iPhone 13 de la locul 4 la locul 6. După cum puteți vedea în soundbar-urile de la 7 la 9, colega mea introduce toate premiile. Hai cu laptopul, ne spune Merfu. Bună, Marica, sunt la Predeal de 4 zile. Unde poți să te văd? Georgiana, să știi că am ieșit puțin din casă. Am fost copiii pe la pârtie. Încerc să-i pun pe schiuri să învețe și ei. Dar destul de puțin asta pentru că la pârtie e foarte, foarte multă lume. Așa că nu prea am ieșit. Am stat așa pe final de an. Am vrut să mă relaxez. Vă spuneam că colega mea introduce aici premiile. Așa că nu uitați. Urmăriți codul unic
dacă este printre câștigători. Am văzut foarte multe etichete și foarte lume să se câștige, este normal. Dar, repet, nu fiți dezamăgiți. Urmează campania aia din ianuarie, foarte tare și ea, plus premiile săptămânale, bonusurile zilnice din aplicație. Jucați responsabil. Hai să mai vedem. Hai cu telefonul invizibil. Hai că poate vreți să spun ceva. Cu cât aveți așa mai multe, întrebări, mai multe, poate acolo, de acolo vine câștigătorul și uite, atunci când te aștepți mai puțin, te afli între câștigători. Mai știi? Care e faza cu rezerva la laptop? Da, după cum știți, pentru premiile fizice vom avea câte două rezerve, pentru că, așa cum bine știți, trebuie să oferim aceste premii și cumva ceva, un utilizator care nu-l putem contacta sau nu poate intra în posesia premiului, atunci vom apela la rezerve. Vor fi două rezerve pentru fiecare premiu fizic, da? Așa. N-am norocul ăsta. Hai, mă, băi, fiți mai optimiști. Repet, campanii vor fi în continuare și chiar la nivel mare. Nu uitați că șansa, mă rog, campania asta se termină, extragerea asta este ultima din această campanie a calendarului de Crăciun și toate etichetele care au intrat la tonuri au fost acumulate până pe 26 decembrie. Pentru restul, nu uitați că urmează campania calendarul începutului de an. Acolo să vedeți premii. Sau și acolo să vedeți premii. Am câștigat, uite, spune Mirel, a câștigat 200 de lei cash odată, deci credeți-ne, cu toată sinceritatea, premiile se oferă și este cât se poate de pe bune. Se încarcă lista cu participanți, vă spuneam că sunt peste 2 milioane de etichete. Eu am câștigat iPhone 13, mulțumesc, îmi spune Moise. E, mă bucur că sunt și dintre câștigători la această extragere live cu noi, asta pentru că, sigur, sunt și oameni care cred mai puțin. Ei bine, mă bucură. Spuneam că numărul maxim, văd aici cei de la Betano ne spun, sunt 7 etichete maxime ce puteți avea la această extragere. Hai că eu poate iau telefonul. Sărbători fericite, Ciprian. Sărbători frumoase și liniștite vă doresc și vouă să vă distrați. În sfârșit, avem și noi, să spunem așa. Uitam că în Europa sunt tot felul de restricții. La noi totuși e bine. Putem să sărbătorim, putem să petrecem în adevăratul sens al cuvântului. Vreau și eu să văd cum dai un MacBook Pro. Gabriel, m-aș bucura să fii tu acela. Este cât se poate de pe bune tragere, așa cum vă spuneam, sunt 2.500.000 de etichete, de aia durează puțin, peste 2.500.000. Eu am 168, ne spune Moise. Un an nou fericit, Betano și tuturor. Mulțumim, Bogdan, asemenea îți dorim și ție. Unde verific codul, dacă am câștigat? Va fi un comentariu chiar aici pe platformă, pe canalul de YouTube. Vei avea linkul cu câștigătorii, cu lista cu câștigători, dar va fi publicată și în social media, va fi și pe site, o vei găsi și pe aplicația Petano. Deci vei avea toate pârghiile să-ți verifici codul unic dacă este printre câștigători. Hai să mai vedem ce mai întrebări mai aveți. Repet, cea mai mare întrebare se pune: cine va fi selecționer și dacă îl vom avea până de anul nou, dacă va fi în 2021. Văd că e o întreagă nebunie pe acolo, sunt că se mai lucrează, au luat legătura, înțeleg, cu toți antrenorii, doi la număr, nu mai mult, nu vă imaginați că e vreo listă lungă și e nebunie pe cine să vină antrenor la echipa națională. Vedem că acolo lucrurile sunt clare. Mutu sau Edi Iordănescu? Dacă va fi Edi Iordănescu, înțeleg că campania, mă rog,
campania. Proiectul pe care vor să-l ofere noului selecționer este pe 4 ani. Și dacă va fi Diordănescu, va fi greu pentru actuala conducere a federației. O spun cu toată sinceritatea, știu că este un antrenor foarte, foarte strict, capricios, aș putea spune, nu se abate de la principiile lui, nu e așa de maleabil pe cât este Adi Mutu, așa că de-aia eu cred că nu va alege federația să meargă cu Edi Iordănescu, așa că cred că varianta asta cu Adi Mutu mi se pare mai plauzibilă. Să vedem! Hai să mai vedem ce mai mă întrebați voi pe aici. Militarul spune și el că Mutu. Da, Mutu, repet, e varianta mai bună și mai ales că a lucrat cu actuala conducere a federației. Acolo ați văzut că nu e chiar așa, nu e chiar așa de capul tău. Flaviu Stoican să vină cu Dinamo. Băi, chiar ce părere aveți? Hai că avem finalizată lista. Uite, gata. Avem codurile unice ale câștigătorilor. Vă rog, intrați și verificați-vă. Sunt curios dacă sunteți printre cei care ați câștigat. Scrieți-ne. Vreau să vă simt bucuria, așa, chiar și într-un comentariu. O să-i rog pe colegii mei să pună link-ul cu lista câștigătorilor chiar aici. Uite, aveți lista câștigătorilor. Link, toată lumea ne cere link-ul. Aveți link-ul. O să vă mai punem o dată asta ca să ne asigurăm că Claus ne spune că a câștigat. Am câștigat și Răzvan Predescu. Bravo, Răzvane. Măi, vă felicit pe cei care ați câștigat. Pe cei care nu ați câștigat, vă îndemn să nu fiți dezamăgiți. Vă spuneam că urmează încă o campanie anul viitor, pentru 2022, în ianuarie, calendarul începutului de an. O singură vreau să continui vis-a-vis de Flaviu Stoican la Dinamo. Nu va avea viață ușoară. Am văzut declarația celor de la DDB, am văzut că și Iuri Mureșani acolo e pe făraș. Verificați-vă codurile unice. Sper să fiți cei care sunteți și live cu noi pentru a ne bucura împreună. Dacă nu, repet, urmează încă o campanie, urmează și premiile și bonusurile zilnice pe care le aveți în aplicație. Eu nu am cod unic pentru extragerea de azi. E imposibil să n-ai cod unic. Dacă ești înscris, cu siguranță ai și acel cod unic, trebuie să-l verifici în aplicația Betano sau pe site. Dacă ai tichetă la această tombolă. 200 de lei cash ne spune și Cristian. Te salut, Cristian. Da, zero. Din păcate nu puteți să câștigați toți. Sunt doar 1000 de premii. Sunt 2.500.000 de tichete. Vă spuneam însă, nu dezarmați. Jucați responsabil și distrați-vă pe Betano, pentru că chiar oferim premii, așa cum a fost și în această seară, o ultimă extragere în această lună a calendarului de Crăciun. Vă spuneam că mai urmează și în luna ianuarie încă o campanie. Eu, uite, v-am mai pus-o de lista cu câștigători, cu extragerea. Vă felicit încă o dată pe cei care ați câștigat. Vă doresc baftă celorlalți. Intrați și distrați-vă responsabil pe Betano. Sărbători liniștite vă doresc și eu vouă. Mulțumesc pentru mesajele și urările de sărbători. Vă doresc în primul rând să fiți cât se poate de liniștiți, să jucați responsabil încă o dată. Să ne vedem la următoarea extragere, la următoarea campanie. Sănătoși, bucuroși și, nu în ultimul rând, să avem un an mai bun. Să treacă această nebunie cu pandemia și să intre viața în ritmul normal. Încă o dată, sărbători frumoase, un an mai bun și să ne vedem sănătoși. La mulți ani! Seara bună!